Salut! Astăzi vreau să vă arăt câteva păpuși Monster High de pe elefant.ro și Noriel. Să începem cu... o să fac și cu Ever After High. Aceasta este Frankenstein. Aceasta este, se electrocutează, după cum vedeți. Așa arată ea. Acum o să vă arăt tot pe Frankenstein din Scaries. Așa arată în cutie. Acum astea de la Creează Monstru, o să vi le arăt doar așa. Acesta este baia lagunei. Creează Monstru. Hainele Draculaure și Arubecoi. Abby Abominable, Thirteen Wishes, Claudia Wolf din colecția Fright Camera Action. Aceasta este cabina de machiaj din Fright Camera Action și aici este ca să stea ele să se aranjeze din Fright Camera Action al lui Viverin Gorgon și Cleo Daniel. Aceasta este Kiomi Handerly din filmul Hunted. Acestea au fost păpușile Monster High. Acum o să vă arăt păpușile Ever After High. Așa. Mai întâi o să vă arăt minunatul cuplu Ashlyn Ella și Hunter Husman. Ea este o prințesă și el este un rebel. Așa arată. 196 de lei, 27. Următoarea păpușă este Raven Queen. Este o rebelă, după cum vedeți. Și așa arată cutie. Bun, următoarea este Blondie Lucas. Așa arată și așa în cutie. Următoarea păpușă este Dexter Charming. Foarte drăguț. Așa arată cutie. Următoarea păpușă este rebelă. Cedarwood. Și așa arată în cutie. Următoarea păpușă este tot Raven Queen. La încoronare. Foarte drăguță, 152 de lei. Foarte frumoasă. Îmi place foarte mult. E drăguță. Următoarea păpușă este tot Raven Queen. Ziua legământului. Așa arată. Are și cărticica, după cum vedeți. Și cărticica. Următoarea este Stud Cedarwood. Spring. Așa. Și așa arată acestea. Are și ideea și poți să-l pui la mână. Și așa arată în cutie. Așa. Următoarea păpușă este Spring Cherry's Hood din aceeași colecție cu cealaltă dinainte. Are shader și arată cutie. Următoarea păpușă este Blondie Lucas la încoronare. Așa arată.
Următoarea păpușă este Cupid, tot la coronare. Următoarea păpușă este Apple White, tot la coronare. Următoarea păpușă este Ashlyn E, la petrecerea în pădure. Următoarea păpușă este tot Blondie Locus, petrecerea în pădure. Următoarea păpușă este Cupid, petrecerea în pădure. Foarte drăguță. Următoarea păpușă îmi place foarte mult, este Poppy, la petrecerea în pădure și aceasta. Desigur, are machiaj la ea. După cum vedeți, e foarte drăguță. Super tare. Următorul set este un set de dormitor al lui Raven Queen. Și celălalt este un set de dormitor al lui Apple White. Foarte drăguț și acesta. Așa, acestea sunt niște careva și un ghiozdan uriaș. Acum vreau să vă arăt păpușile Monster High de pe Noriel, pentru că nu sunt de vă After High decât un ghiozdan. Aceasta vreau să mi-o iau eu, pe Twila, din filmul Hedwig. Foarte frumoasă, vă spun. Este excelent, îmi place mult. Costă numai 69,90 lei și eu am la pușculița mea 40 de lei. Așa, stați un pic. Că mergem. S-a întâmplat ceva. Nu contează acestea au fost păpușile de pe site-uri. Acum mi-am amintit că vreau să vă arăt și de pe eMag. Să începem și eMag. Cea mai variată gamă de produse. Păpuș Monster High. Aceasta este o păpușă. Este una dintre ele. Două păpuși. Sunt de două păpuși. Această, după cum vedeți, această Cleo de Nil din colecția Blue York și Deuce Gorgon. Foarte tari. Aceasta este cutia lor. Așa arată Cleo de Nil. Ține-o un pic. Deci, așa arată Cleo de Nil, așa arată Dius, și așa arată cutie, și așa arată ei. Așa. Are un stand de argintiu Dius, iar la fel și Cleo. Următoarea păpușă este Claudine Wolf.
foarte tare, foarte drăguță. Cred că, da, este tot din filmul Huntwid, după cum am văzut. Următoarea păpușă este Draculaura din colecția originală. Așa, următoarea păpușă este tot din colecția originală Frankenstein. Foarte drăguță. Așa. Vă trebuie cam 100 de lei. Dacă dați 100 de lei, vă mai rămâne un leu. Păpușa Draculaura Exchange. Foarte drăguță. Are față foarte frumoasă. Și geanta ei e frumoasă. Și ea e absolut perfectă. La 178 de lei. Mai scumpă. Următoarea păpușă este Lagura Blue. Tot din exchange. Tot la același preț. Are față și-o drăguță și-o coafură splendidă. Aceasta este genuța ei. Și așa arată ea în cutie. Cutia ei este foarte frumoasă, după cum vedeți. Are și un bilet sau ceva de gen. E pașaportul ei. Aceștia sunt pantofii. Așa, o să filmez. Papa, prieteni, o să fac și o parte a doua. Ne vedem în curând!